Hai să rupem. Hai, eu te vino voi aici. Haideți amândoi. Nu, cel mai tare pregătar. Tare fetelor. Dar hai tu, Bianca, că ești fată, te las. Păi împreună. Deci putem să deschidem? Da. Da, haideți. Haideți, ca de Crăciun. Cred că e o lenjerie, ceva. Mamă, ce greu se poate. Trebuie să faci sală. Bianca, sunt scutece pentru copil. Nu cred. Stingător. Stingător. Te rog tu. Ce-a făcut cadou singur? Bună, Bianca, dragă Ionuț. Bună. Ai declarat date-ul de la piscină că dacă faci un cuplu cu Bianca, ar lua foc casa. Nu vreți să vă puneți bariere sentimentelor din cauza unor aspecte care pot fi rezolvate foarte ușor. Mai ales dacă aveți sentimente cât de mici, care pot fi înflăcărate. Prin urmare, vă oferim la dispoziție toate mijloacele prin care casa iubirii să nu ia foc. Acestea sunt primele măsuri de prevenție. Dacă este nevoie, vom aduce mai multe extintoare și vom pune câte unul lângă canapea, în scaun, lângă piscină, în camera roșie, pe scări, la balcoane, la vestiare, la intrare, în sălile de mese, în mașină cu care sunteți aduși, în mașina care sunteți aduși și unul în mașina ta personală, Ionuț. M-am poate vrut un singător în mașină. Ionuț, dacă nu eram noi, clădirea asta nu era protejată în niciun mod sau cum. Da. Astfel, doar cere și vi se va da. Orice foc din casa iubirii nu o să-l mistuie pe acesta. Din potrivă, îl va face și mai luminos și mai călduros. Atenție, extintoarele sunt funcționale și sigilate, nu le folosiți decât dacă arde. Nu le lăsați la îndemâna concurenților care nu ar putea să ia în serios acest exemplu. Radu. Era o melodie. Foarte frumos. Da, ce să zic? Să foarte. Dar cumva chiar îi spuneam lui Patrick acum că vă jur, eu n-am avut nicio legătură cu ce acolo, dar se completează și cu ce am spus eu mai devreme. Cumva voi doi ați vorbit și asta la date? Adică legat de faptul ăsta că dacă am ați spus forma... Când dormeai tu ieri pe conexiune cu doamna Andreea, am spus chestia asta. Păi, acolo scrie altceva. Și la date. Urecheatule, acolo scrie că ai vorbit la date. La interacție. Și la date, probabil, dar păi la date. Când avem doamna Andreea. Păi nu știu, la când avem doamna Andreea. De asta zic, când dormeai tu. Mihaela, de ce ești supărat? Te-ai găsit eu și Bianca să facem jocurile tale. Nu, supărat, îmi pare amuzant. Păpușarul Radu. Păpușarul. Radu păpușarul. Ți se pare că e vrăjală, Mihaela? Dar oricum nu o să fac ecupul, că nu se potrivesc. Din ce punct de vedere? Nu, arată pe mine la pe cadru. Nu au nicio treabă unul cu altul, oricum. Eu nu să văd cu altul gen de femeie. Nu e ca și cum am spus vreodată că vrem să formăm un club sau chestii. Probabil, dacă ai fi cu Bianca, trebuie să o strângi toată ziua. Să ce? Să te stingă toată ziua. O simți frea prinsă pe ea? Nu știu, v-am zis, probabil că a fost doar o ipoteză, suntem în casa iubirii. Mihaela, cum, având în vedere, Mihaela, având în vedere că suntem aici în emisiune și vedeți și voi că stăm cam prost cu cuplurile, cu relațiile în ultimul timp, încerc și eu mă scutați. Da, de ce să nu răscolim pe acolo? Creăm și noi ceva, să creăm și noi niște legături. Și tu cu Cristina, să stăm mai bine. Poftim? Împachete tu cu Cristina. Dar noi nu facem la comandă. Când noi facem comandă. Ce simțim. E, noi la comandă. Dacă simțim să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă nu simțim, nu ne împăcăm. Încercăm și ce noi simțiți? Să respectăm tematica emisiunii și să legăm și noi ceva. Eu chiar am văzut ceva între ei doi. Dacă mă întreb pe mine, cred că tu ești. Din moment ce l-ai votat pe mine. Având de vedere că, uite, concurenți noi sunt și cumva ei nu prea au drag și tragere de inimă să se lege ceva, m-am gândit la voi doi că sunteți vechi, vă știți cu bune cu rele. Cine, mă? Cine? Cine, mă? Vă știți cu bune, cu rele, vă știți în toate ipostazele și am zis, băi, hai să încerc și așa. Că na, voi doi vă cunoașteți și vă știți toate poveștile, vă știți trecutul, vă știți... Dacă aș vrea să fiu acum răutăcios, aș putea să întreb în felul următor. De ce după 5 luni se poate forma o relație în casa iubirii și de ce eu cu Bianca n-aș putea să formez dacă ar fi ceva între noi? Da. Exact, asta spun. Nu? Asta spun exact. Tu ce simți? Pentru că atâtea luni de zile în care voi doi vă cunoașteți, aveți un an și ceva, vă dați seama. În adică care vă știți viața, da, și sunteți și atrași unul de altul. Am spus și eu și ea, a spus fata clar și eu am spus clar, nu e caz, doar că nu înțeleg greutățile astea care vin. Mi se pare așa, mi se pare o prostie. Dar de ce atunci ieri ai spus că eu sunt în stare să te pup? Acum. Pentru că ești nebună atât, nu de altceva. În sensul bun nebună. Da, adică... Adică îți place nebunia ei. Da, nebunatică. Așa, te consider eu, adică n-am spus ceva rău. Auzi, bă, dacă stau de capul vostru, vă cuplez într-o săptămână. Da, dar tu cine te crezi? Cupidon. Cupidon. Băi, voiam să spun și o chestie despre Ambra, ce am văzut ieri în gală. Și Ambra, să știi că am plecat cumva croit, poate să-ți dau un vot. Pentru că știam strategia băieților și știam că nu o să, poate nu o să fim față.
Dar să știi că m-ai surprins foarte plăcut, pentru că ai început să spui, știu, părerile tale. Și am mai devreme pe mi se pare că ai început să vorbești. Bravo ție, felicitări, ține-o tot așa. Devine, știu, o concurentă puternică, pentru că din ce am văzut ieri, mi se pare că ai început să... Da, m-ai scăpat de tracul de camere de asta. Foarte bine, bravo. Vreau să-ți mulțumesc, Ionuț Crângale. Eu am spus că nu-l votez pe Radu. Ți-am făcut semn că nu o să-l votez ca și să, spre eliminare și ai zis că ok, votează-mă pe mine și chiar vreau să-ți mulțumesc păi da, că mi-ai ușurat. Da, bine, am făcut-o cumva cu un interes să fiu sincer cu tine, pentru că și eu nu aveam pe ce, nu știam pe ce să votez, dar ea mi-a spus părerea și nu vreau să o mai votez pe ea și ai zis, unde-ai mie, sau ție. Ok, data viitoare. Și suntem în pace, de asta ți-am făcut semnul atunci. Pentru că nu voiam să dau aiurea. Acum a rămas singur. Ai rămas aici. Facem data viitoare așa, exchange. Da. Eu m-am bucurat maxim că a fost fără eliminare, pentru că chiar nu știam cine să... Bă, când am văzut că a luat Patrick... La băieți nu e de mare problema pe cum e la voi la fete. La băieți trebuie să votați orice. La voi e mai mare problemă. Pentru că, să fim realiști, parcă fetele chiar își doresc cu adevărat să rămână în casă iubii. Unii dintre băieți nu au o problemă cu chestia. Da, și apoi în față sunt băieți care sunt votați, nu știu, care Radu încă are voturi. Dacă era cu Radu, eliminare Radu, gara trecută, ce a spus doamna Andreea, părea că din ce am înțeles noi așa, părea că e pe locul 2 la voturi. Adică da, a fost da, bun. Da, asta am înțeles, a fost. Și aia e. Cameră. Mă pot duce în casa fetelor. Mă pot duce în casa fetelor să beau o cafea cu Larisa. Termină, cu fetele. Mă, termină, termină, mă. Stai mă jos, mă, stai cu băieții aici. Ești nebun? Stai jos, pune-te jos. Stai mă la el, mă. Uite, mă, ce tupeu pe el. Tine, nu mai da, un ce cauți tu acolo? De când pleci tu pe la fete? Ia, pe mine mă lasă acolo. Da, hai, mă, uite, mă, jesa, mă, ce nebunie are în el, mă. Bă, stați mai aici, mă. Lenuța, eu chiar n-am mai fost la fete de vreo 2 săptămâni. Mă lași pe mine acolo cu Ionuț? Poate-i cuplesc pe Ionuț și Bianca. Da? Hai, mă, capul, mă, să-mi stau pe capul lor. Lenuța, cel mai urât caracter. Tu nici, caracter. Nici nu te-ai cerut, frate. Nici nu vreau să mă cer. Wow, surpriză! Bună dimineața! Ai vrut să vin în partea aia? Da! Tu la mine te-ai cerut! Am zis că vreau să vin aici. A, la fete voi, zi! La fete! A, vreau să te mint! Stați, nu călcați extintoarele! Eu m-am cerut la tine să-ți fie rușine, nici mă mai cer! Eu am cerut la fete, bună! Da! Dar cum le ridic? Eu nu, dar tot și ești puternic! Ți-am zis că sunt... Da. Trebuie să cumbați copiii mici când se neacă. Ce te supără? De ce supără? Mă enervați toți, frate, toți. Dar și tu te iei prea tare, frate. Nu, voi sunteți fără respect. Dar Robert, vezi că ți-o iei aiurea, man. Vezi că, vezi că vorbești mult și pui întrebări proaste. Lasă-mă că și eu dacă vorbesc mult. Întrebați un lucru pe Mihaela, dacă întrebați pe Mihaela un lucru, lăsați să răspundă. Da, nu spuneți voi ce i-a plăcut ei la mine. De unde știți voi? V-ați zis, mă, să vorbim, bă, să vezi că... Păi nu, dar te întreb, ce știți? Dar poți să fie, dreptul tău. Nu, nu e atitudinea mea, dar te întreb, răspunsă. Ce vorbești, cu cine vorbești? Ascultă-o puțin. Lasă așa. Dar faptul că altcineva, în afară de Ionuț și Bianca, vrea să vorbească cu Mihaela... Poți să-mi răspund la lucrul ăsta care te întreb? Dacă întrebați un lucru, de ce nu lăsați să răspundă? Ce i-a întrebat, mă? Ce i-a plăcut la mine? Ce a descoperit la mine în camera roșie? Cât ți-a răspuns? Cine a oprit-o? Cine a oprit-o? Somonu, nu știu ce, de unde știți că a descoperit asta la mine? Știi de înainte? Zi nume, mă, că ori zis două persoane. El a zis că vrea Somonu. Ce au zis? Păi dar de ce răspunde numele? Dar de ce n-are voie el să intervine? Dacă el așa o simțit. De ce eu n-am voie să intervin și mă trimite în camera roșie? Asta e separat. Eu nu te contrazic, nu zic că n-ai dreptate, mă, dar vezi că ți-ai luat film pe toată casa. Ce film, mă, ce film? Ți-ai luat film și pe băieți și pe fete, pe toate. Ți-ai luat film că toată lumea are ceva cu tine. Nu, filmul e în capul tău. Mă lăsați-mă să cunosc. Ascultă-mă, prietene. Da, mă, n-are nimeni treaba ta. Cunoaște o treaba ta, dar vezi că e disperat. Ai impresia că toată lumea are ceva cu tine. Nu am impresia, așa este. De ce te-ai apucat? Dacă vezi pe ecran, mi-a pus-o mie. De ce te-ai pus-o întrebi? Mai nu știu ce. Ce te-ai pus-o întrebi adineauri? Bă, ce am întrebat-o, mă? Ce-ai întrebat-o? Crezi că ți se pare vrăjeală? Oamenii au spus cu gura lor că e vrăjeală. Păi întreabă-le pe toate, să vedem toate. Dacă întrebi lucrul ăsta... Bă, a arătat-o pe cadru pe Mihaela. Păi de ce n-ai făcut întrebarea asta atunci? Da, a întrebat-o pe Mihaela. Păi, dar de ce ai avut tu necesitate să dai? A arătat-o că râdea și am întrebat-o. Ți se pare că e vrăjeală? Asta am întrebat-o. Și da, ce vrei să zică? Că da? Bă, ei au spus cu gura lor că e vrăjeală între ei. Ionuț cu Bianca au spus, bă, este vrăjeală între noi. Nu ne interesează ce este. Pur și simplu. Asta e altceva, omule, da, bun. Era acolo pe ecran, Robert. Trebuia vorbit, trebuia făcut. Și tu te enervezi prea tare. Adică, lasă că mai... o să o pună pe Larisa, o întreb eu lucruri. Da, să vedem dacă te nervezi. Nu mă întreb eu. Întreabă, n-am nicio problemă, dar trebuie să pui chestiile în balanță, frate. Când o să fii în locul meu, o să-ți dai seama.
Până atunci văd că nici tu nu-ți dai seama. Lasă că o să-ți dai seama. Stai liniștit, nu te preocupezi că tu o să fii în locul meu. Că și tu intru, o să fii atacat și o să fii pus la probe. Stai liniștit. N-am nicio problemă. Adică... Păi știu că n-ai nicio problemă. O să ai probleme atunci când o să fii. N-am. Tu te stresezi prea tare, asta e problema. Bună, Lenuța, chiar dacă... Chiar dacă știu că nu s-o trimiți aici pentru că... Ăsta e scopul să mă țineți pe jar. Vă rog frumos, puteți să o trimiteți în casa mea pe Mihaela. Vreau să beau cafea cu ea să mă liniștesc. Dacă vă doriți să mă liniștesc, dacă nu, vă mulțumesc de suflet. Apreciez. Știu că nu o lăsați, că s-a cerut deja și îmi imaginez. Vrem să stau toată ziua așa. De-aia gândești altfel, Lasă-mă, frate, nu-mi zice mă nimic. Lasă, nu-ți bate capul, să e misiune imposibilă. Bă, dar nu te băga, nu-ți bate capul. Dar mă termină, mă rupă-te de aici cu atitudinea. Cred că mă iei acum cu din astea pe mine, Roberto. Fii liniștit. Oprește-ți, George, că n-ai cu cine să vorbești. Răspunde-mă, care misiune? Nu, să spun, mă, că nu vreau.